atâta consumator și să depinzi de curent. Dacă n-ai curent, nu poți face nimic. Asta era atunci. Aveam porci. Ne urcam pe porci și călăream cum călăresc ăștia cai. Hai, eram de groază. De-abia a apărut lumina în sat. Bunicul meu ne-a băgat lumină. A prins de colo, din trăgători, știți, iar o surpriză. Tot ce era, televizor al negru, pe lămpi. Dar eu mă băga și în televizor, că la noi scădea tensiunea. Aveam probleme. Mai mă duceam eu, mi-a reparat. Cel mai mult când aveam televizor al negru, zic, băi, să fac televizor color. Și până la urmă a apărut și la noi. După ce a apărut televizorul ăsta color, după o perioadă de timp, a apărut și video. Eu nu văzusem niciodată în viața mea video și de asta. Zic, băi, bun, ia să-mi iau eu un video. Cu banii aia, dacă mai puneam puțin, puteam să-mi iau o garsonieră, ori un trabant. După ce am luat video, dacă am început să dau filme, mă duceam, luam caseta, o închiriam și trăgeam caseta. Și mi s-a întâmplat. I-am dat video la un coleg, un prieten de-al meu. A avut o casetă boțită, probabil, și el a forțat și mi-a stricat video. Bac, filmul merge când merge video și odată nu mai se vedea. Păi ce Dumnezeu are, să fac video, mă uit. Am fost nevoit să stau cu mâna în video și țineam cu mâna de desubt pârghia aia întinsă ca să poată să ruleze filmul. A stat așa mai mult de jumătate de film, o oră cred că am stat. Nu găseam posibilitate, că am încercat în tot felul și nu mergea să legi, că se bloca. Concertul lui Michael Jackson, chiar primul a fost, printre primele a fost care am imprimat eu mai mult. Și am tras-o concertului. Era al meu. Și când mi-am luat televizor color și când am pus, uite, păi zic că au tras color. A fost o surpriză, zic, uite, că eu am văzut al negru și acum redarea o văd color.